Maica Gavrilia Papaiani, o femeie sfântă a zilor noastre, a fost întrebată: mai există sfinți în zilele noastre? Răspunsul nu s-a lăsat așteptat. Desigur că există, Domnul să fie lăudat. V-am spus oare istoria unui om pe nume Iordan? Odată trăia în Patra, în Grecia, un preot remarcabil, părintele Gervasie, care avea mulți fii duhovnicești. Printre ei se număra un anume Iordan, un refugiat orb din Asia Mică. Acesta locuia împreună cu sora lui în acest oraș. În fiecare dimineață, sora lui Iordan punea pe o tavă diverse fleacuri ieftine și dulciuri pe care el încerca să le vândă trecătorilor. Iordan cunoștea prețul fiecărui articol de pe tavă, iar la prânz se întorcea acasă cu tava goală. Dar când sora lui număra banii, ieșea tot timpul doar cam o treime din ceea ce ar fi trebuit să strângă. Vezi, uneori oamenii, probabil cei mai mulți copii, îl înșelau atunci când cumpărau. Așadar, Iordan s-a dus la părintele Gervasie, duhovnicul lui, și a spus: părinte, mă aflu în mare deznădejde. De ce l-a întrebat? Ce ți s-a întâmplat, Iordane? Părinte, a răspuns el, din cauza infirmității mele, am pus pe mulți oameni în ispita de a fura de la mine. Deci, vezi ce înălțime avea acest orb. Deci, acei oameni care furau de pe tavă aveau vedere trupească, dar nu aveau vedere duhovnicească, nu înțelegeau de la cine fură. Și vedeți, măsura lui, nu ne-am fi așteptat când el a zis: mă aflu în deznădejde, să spună: părinte, sunt deznădăjduit că lumea mă fură. Dar i-a zis: nu, părinte, sunt deznădăjduit că prin infirmitatea mea îi pun în ispită, îi bag în ispită pe aceștia să mă fure. Ce ar trebui să fac? Atunci duhovnicul i-a zis: Iordan, copilul meu, când te vei duce din lumea aceasta dincolo, roagă-te și pentru noi păcătoșii.